Bună ziua! În primul rând ne bucurăm foarte mult că sunteți în număr atât de mare aici și primirea a fost foarte frumoasă. Suntem deja emoționate. Pot să spun că vorbesc în numele fetelor. Da, într-adevăr, este un rezultat frumos. Ni l-am dorit. Ne-am dus hotărâte și ne-a surâs și soarta, așa că toate s-au întâmplat așa cum trebuiau să se întâmple, cum ne-am dorit. Și suntem fericiți că ne aflăm aici, alături de noastră. Această determinare și dorință de a ne depăși, cred că a făcut diferența și în plus faptul că am fost o echipă, acest lucru a avut un plus în echipa noastră. Ce pot să spun? După cum a zis și Alina, într-adevăr suntem emoționate. Deja din avion spuneam, wow, ne așteaptă pe noi aici. A fost o atmosferă incredibilă la Montreal. Ce am sesizat cel mai mult a fost faptul că publicul a venit în număr foarte mare. Ne-am simțit ca la Galați. De multe ori nici nu mai auzeam publicul din Canada. A fost o experiență unică, o atmosferă care ne-a dat foarte multă energie, ne-a ajutat în momente critice și cred că nu numai datorită echipei, dar și datorită publicului am reușit să câștigăm această confruntare. Eram sigură că o să mă întrebați. După cum am spus și acolo, a fost într-adevăr un moment destul de ciudat. Poate nu a dat atât de bine pe cameră. I-a spus că nu a făcut-o în mod intenționat la adresa mea. Pur și simplu, este o superstiție de-a ei. Nu îi se pare ciudat să ureze succes adversarului înainte de meci. Și m-am considerat un gest destul de de la locul lui, pentru că Fed Cup, de fapt, asta reprezintă un moment de fair play, valori care duc spre fair play, și gestul ei a fost o contradicție cu aceste valori și poate într-un fel m-a motivat. Într-adevăr, gluma de la sfârșitul meciului a venit ca un răspuns al gestului ei și poate îmi doream poate mai mult să câștig acel meci ca să putem să facem acel gest. Într-adevăr, canadienii, să știți că au venit la noi și ne-a surprins foarte mult acest gest, pentru că noi ne așteptam să poate să ne critique pe noi, dar au venit și au spus, într-adevăr, poate merita acest lucru, este o jucătoare foarte bună, dar nu ne place felul în care se comportă. Și ne-a surprins un pic, pentru că nu ne așteptam la o asemenea reacție. Deci, să zic, în mare parte publicul a fost contra gestului ei. După mersi, au luat succes. Mi-a zis că înainte nu poate să prinde, dar după aceea. După aceea n-am mai spus nimic. Era prea târziu, corect. Deocamdată nu ne gândim atât de departe. E un succes faptul că am ajuns în grupa mondială. Ne-am dorit de foarte mult timp acest lucru. Mi-aduc aminte când ne chinuiam prin acele grupe, nu reușeam deloc să trecem peste. Am reușit să ne adunăm toate
pentru că, într-adevăr, suntem o forță și când ne-am pus toate capetele la treabă, a ieșit bine și deocamdată doar ne bucurăm de acest moment și mai departe vedem ce o să se întâmple. Andreea, ai fost marea surpriză aia. Dacă să Da, a fost un meci foarte emoționant. Într-adevăr, trebuia să mă aștept să intru în orice moment, dar cumva nu m-am așteptat. Am tot sperat ca Irina să joace. Am avut o oră să-mi pregătesc meciul și da, a fost ceva foarte frumos. Și atmosfera de pe teren, oamenii de acolo care ne-au ajutat foarte mult și ne-au susținut, echipa care a fost incredibilă, cu toate trompetele și Marian, Teo, Răzvan. Și, da, cumva am găsit o cale să câștig. Da, ce ai avut în plus la studiul? După cum arată statistica, mai multe winere. Și mai puține greșeli de față. Publicul român s-a auzit mult mai mult decât cel canadian. La un moment dat, la început mi-a fost destul de greu, a fost gălăgie, a fost primul meu meci jucat pentru România, dar deja prin setul 2 era doar un vuiet, o agitație, auzeam, cred că numai Andreea, și a fost frumos. Spre sfârșit am putut să iau acest lucru ca un plus și să mă ajute mai mult pe final. Da, asta n-a fost o reacție vrută dinainte, așa s-a întâmplat. M-am bucurat foarte mult. Da, dar am trecut peste, acum joc foarte bine, sunt la cel mai bun clasament și cu siguranță meciul ăsta și ce am realizat cu echipa îmi dă foarte multă încredere și a trebuit să le dea la toate fetele. Sunt aproape refăcută și vreau să mulțumesc echipei pentru că m-au protejat și m-au ajutat să mă recuperez. Marian a fost alături de mine și kinoterapeutul nostru. Acum sunt 100% și sper săptămâna următoare să pot participa la următoarele turnee. Da, așa este o superstiție de-a mea. Am spus de fiecare dată când voi participa la Fed Cup, voi încerca să-mi pictez unghiile. Le-am convins și pe fete, nu a fost foarte greu și mă bucur că ne-a portat noroc. Bineînțeles că sunt două jucătoare foarte importante. Simona este cea mai bună jucătoare a României. Și Monica la fel. Eu cu Monica joc foarte bine la dublu și în caz de 2-2 ar fi fost foarte greu, însă Andreea și cu Raluca sunt două jucătoare foarte bune și după cum ați văzut am reușit să câștigăm și fără Simona și Monica. Vreau să le mulțumesc și să le felicit încă o dată pe fete. Respect Andreea și Alexandra pentru ce au făcut în această săptămână. Nu este ușor să joci la Fed Cup și de aceea vreau să le felicit încă o dată. Eu am spus de la început, este decizia ei și trebuie să o acceptăm pentru că a jucat foarte mult în ultima perioadă și are
anumite obiective și eu aș fi făcut la fel în locul ei. Așa cum am spus, este o decizie pe care ea a luat-o și a considerat-o cea mai bună pentru ea. Nu știu deocamdată. Trebuie să am înțeles că tragerea la soarță va avea loc într-o lună sau două luni. Vom vedea atunci și vom analiza cine va juca. Vom afla. Deocamdată nu știu și vom vedea atunci. Sincer, nu prea am avut putere să... Am petrecut foarte puțin, acolo în vestiar, toată echipa, cu un pahar de șampanie, după care am fost să mâncăm și, așa cum am spus, eram foarte obosite și ne-am dus să ne culcăm. Da, este mai greu pentru că ai o presiune și îți dorești foarte mult să câștigi meciurile tale. Se așteaptă toată lumea ca numărul 1 întotdeauna să câștige, să bată numărul 2 și atunci presiunea aceea devine foarte grea pentru numărul 1. Eu mi-am dorit foarte mult să joc și să aduc cât mai multe puncte României. Îmi pare rău că nu am putut să fiu aptă și pentru duminică, dar fetele au fost minunate și se pare că n-am avut nevoie să joc. Andreea a jucat incredibil și a câștigat, a adus punctul României. Asta a fost cel mai important, să intre o jucătoare aptă, 100% fizică. N-aș putea să vă spun 100% de ce s-a întâmplat, pentru că cu o oră înainte a aflat Andreea că va juca, eu am încercat dimineața să mă antrenez și atunci am decis împreună cu echipa ca Andreea să joace. Mi-am transmis foarte multă încredere și am spus să lupte pentru fiecare punct, pentru că la Fed Cup valorile se apropie. Fed Cup, așa cum am spus-o de fiecare dată, este o competiție pe echipe, contează foarte mult publicul și noi am avut foarte mulți români acolo care ne-au încurajat. Asta a contat cel mai mult și se pare că pe ea a ajutat-o. Da, și la mine a trecut momentul, așa cum a spus și Andreea, și acum am noi obiective și țeluri în față. A fost o săptămână minunată, sunt foarte mândră de fete și de ce au realizat și mă bucur mult că am făcut parte din echipă. Și cu siguranță aștept și sper, îmi doresc din tot sufletul să particip și să joc pentru țara și în viitor. Eu eram pregătită, bineînțeles, pentru cazul în care se făcea 2-2 să joc la dublu, chiar îmi doream, însă bineînțeles că a fost mai bine așa, să fie 3-1 pentru România. Cred că a fost un drum, nu o destinație și lucrul acesta a început acum 2 ani și chiar pe această cale vreau să spun că suntem aici și datorită celorlalte fete care la meciurile precedente au jucat și au adus puncte importante României, e vorba de Sorana Cârstea, Simona Halep și Monica Niculescu și da, este ceva ce a început acum 2 ani și ne bucurăm foarte mult, eu nu sunt foarte mândră că s-a ajuns în punctul ăsta și că am devenit atât de unite și ne putem reprezenta țara în și în modul acesta. Ce crezi că
bun și dacă continuăm cu lucrurile pe care le facem acum și cu motivația pe care o avem și dorința de a deveni mai bune, cred că aceasta este cheia. Okay.